Medicii italieni îi vor învăța pas cu pas pe ginecologii slătineni tehnica utilizării liniei laparoscopice, pe care în spitalul milanez o utilizează de aproape 20 de ani. Suntem într-un contact permanent. Eu vin de mai bine de un an și jumătate la Slatina și voi continua să vin. Anul trecut am ținut lecții teoretice, acum începem practica. Am adus și aparatură. Utilizarea liniei de chirurgie laparoscopică prezintă avantaje atât pentru paciente, cât și pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina. Încercăm, începând de anul acesta, să dezvoltăm o linie nouă de laparoscopie ginecologică pentru a veni în ajutorul pacientelor din județul nostru, astfel încât să reducem perioada de spitalizare, să reducem necesitatea deplasării în alte centre pentru intervenții care vor putea fi efectuate și în spitalul nostru și pentru a aduce un confort al actului chirurgical superior. Vizita medicilor italieni la Slatina face parte din schimbul de experiență decis în urmă cu aproape 4 ani între cele două unități spitalicești, prelungit anul trecut printr-un protocol semnat la București în prezența reprezentanților Ministerului Sănătății.